Hai să vedeți. 900, un kilogram fix. Incredibil. Na, uitați. Caras la un kilogram fix. S-a oprit fix pe 1000. Nu e vrăjală, nu e nimic, nu-mi vine să cred. Caras la un kilogram. Vedem acum. Am intrat și în primul drill, cam după jumătate de oră. Nu pare ceva mare, dar văd că dă câteva contre. Cred că e caras. Hai să vedem. Aha. Cărășel, cărășel. Ba și tu minciogul ăla? Că... nu lovești, nu? Păi nu, dar... uite cărășelul, frate. Uite cum trage, da. Mamă, ce caras frumos. Hai, frate, să vedem ce e de cărășelul ăsta. Ia uite caras. 6700, zici tu, nu? N-are. 500. N-are, 500 maxim. Unde e? Ia-o pe acolo ca să nu te uit. Dă-l încoace. Mamă, 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 e bine și la caras. E bună bucată. E ce trebuie, da? Trebuie să-mi trebuie un părță, dacă... întreabă-l. Dacă știi că te lasă să opresc sau așa, ia uite, bă, cât a carasul, e, cât a carasul. 500 de grame lejer. Păi carasul s-ar putea să-mi prinde, că se bagi... ia uite. Da. E... uite mai carasul. Cam atât pot spune, să vedem dacă îl rețin băieții, normal e pescuit sportiv. Dar ce să zic, e bine că a intrat trăsătura și sunt clipsat acolo. Hai că vedem ce se mai întâmplă. Am mai intrat acum un crap frumos, un crap în caras. Cam ca celălalt, nu e. Tot așa, jumătate kg așa. Oricum, caraj de talie mare ăștia. E câteva bucăți de astea. Stai să mai dau drumul ca fir. Bun așa, pune-l tot așa pe salte. Să mai vedem un pic. Îl bagi în ăla, nu? În sac. Gata, lasă că mă descurc eu, du-te tu așa, ca să-l văd, să-l desfăs. A tras frumos ăsta, oricum să știi. Hai să vedem, o, e mai frumos decât ăla alt. E mai măricel un pic. Ia uite, bă, ce garul e de carazul. Mamă. Ce ai, mă, că te-ți vezi cât e? Mă, uite o înțepătură, măduțule. Da. E corect? Frumos, a dat, eu am scris crap. Păi, da, și cum l-am simțit? Ia uite. Lasă-te eu, dacă nu știu să fac. Ia uite, ia uite, frate. Deci să te distrezi la caraz, la fider e lux. Da, frumos, ia-l tu și bagă-l. Vedem la final ce strângem. Untura pe care o folosesc, un metod feeder, 40 de grame, un cârlig de 12, un pop-up înjumătățit pentru echilibrare. Așa am luat cei doi carași și să sperăm că intră și ceva mai frumos. Oricum carașii sunt de talie bună. Nu minte, frate. Așa. Nu că e ofticat, că n-are niciunul. El vrea să facem o miuță, dar e 2-0. Cam așa e toată treaba. Lasă-mă dacă e timp. Și asta e montura. Dăm drumul la lansare și vedem ce se întâmplă. Acum câteva minute, tocmai ce vorbeam de nadă, v-am și prezentat-o și am într-un drill în care cred că s-a și dus. Nu s-a dus. Ori caras, ori ceva mic, dar caras pare a fi. Dar trăsătura a fost foarte brutală. Deci mai rău decât crab, decât orice. A început să și plouă puțin, dar nu este ploaie, este un fel de mană, ca să zic așa. Bă, Edita mai cărăsoiu, vrei să te mint? Bagă tu minciogul, te rog. Bagă aici în jumate. Deci am luat Edita mai cărăsoiu. Mamă, dar ce trăsătură. Am vârful rigid. Deci ca să vă dați seama și trăsătura a fost pe... bă, ai văzut trăsătura de caras așa? Pe bune, și am vârful... eu am zis că e crapul meu. Deci să zboare lanseta, ai văzut cum se ducea vârful? Ia uite-l. Eu am zis că e crapul meu ăla. Ce ai zis? Bă, e jale, a? Mamă, așa te-a pus în surprindere. Dă-mi-o mie munciogul. Uite că ne încurcăm așa, da? Păi da, aia zic că n-are... mamă, cât e asta, mâncăță, și dă-i drum. Bă, pune tu slingul puțin, mă, dă. Îl pui? A început să ploaie. Pune tu un pic slingul când poți. Slingul ăsta, așa zăluleacă, ca să pot să pun eu asta. Peștele, știi? A, mă, cât a carasul, frățioare. E garoi și ăsta. Bă, cum a tras, mă. Bă, e bine că a intrat în, oricum carasul pe vad.
Foi, cât a cărsui. Zici tu? Dacă plouă... S-a și eliberat. Ne udăm scaunele, știi, nu? Dar nu știu unde s-a dus vorfacul, dar în fine. Ia uite. Cât tare, mă, mâncați așa asta. Jumătate chile jici. Asta e. Da, frumos, revenim. Un nou drill pe patul din față, care a răspuns bine astăzi. Dar nu știu ce avem. Carasem. Te faci și tu că iei minciogul? Ce să-ți fac? Dacă aveam minciogul meu era altceva, dar... Na, că răsui. Bine, caras frumos. Vrei să ții de poză? Bagă-l în aia, da, ce are. Și după aia la final e eliberez dacă... Așa, mă, frate. Dacă vrei să-ți ții? Da. Mamă, îl bagi în aia, cer. Că nu știi nimic. Mamă, ăsta e cel mai mare. Faci pariu? Cred, nu-mi dau seama. Eu zic sigur. Eu așa zic. Că față de aia... E frumos și un drill cu caraz, mă. Ia să vedem noi. Eu zic că... Da, ăsta e... Barosan, mă. Ăsta e Barosan, nu spun eu. Ia uite-l, mâncați așa. Uite, bă, de aici. Uite, bă. Are 30 de centimetri lungime pe pariu. Ăsta e cât un... Lasă-mi întrebat dacă îmi ține pe un balcon. Ia uite. Da. Lăsăm aici până se hotără ce fac. Superb carosul. E bine că mai ciupim câte ceva și mai revenim să vedem ce luăm. Mamă, vreau să fac o cântărire la carasul ăsta, să vedem. Hai că n-am luat cântarul. Vedem cât are. Îmi pare foarte mare. Și vreau să știu așa cam care e media la caras. O avea 500 de grame, nu avea? Chiar sunt curios. Hai să vedem. Așa. Așa. Kilograme. Ia uite. 735 de grame. Ăștia bun. Da. Ia vezi, bă, frate, na. 700 și ceva de grame. Băi, caraza tale e mare, mare. Hai la îndemână. Și așa ceva nu se poate. Uitați-vă și dumneavoastră ce era să zboare bățul, deci am rămas prost. Ia uite, dita mai carasul. Famă, bă, ăsta cred că ăsta la fel, 800 de grame și ăsta, măduțule. Dacă poți să o lași și tu sau eu, stai să văd dacă poți să iau eu minciogul. Că edita mai minciogul, nu-i problema. Hai, nu-mi vine să cred. Deci mi-a tras efectiv lanseta să dusese jumate în lac. Așa, caras. E capul nostru. Am zis că cine știe ce am capturat. În patul scurt, îți dai seama dacă dai în 20 de metri. Hai, mă, e minciogul mare rău. Așa. Că dai în 20 de metri și zboară în ăsta la discuție. Dar și ăsta, mamă, cât e carasul ăsta. Măduțule, ăsta se duce în kill, tata. Oh, look at it. Bă, ăsta să-mi zboare lanseta, mă? Ce? Bă, nebune, păi m-am dus după lanseta că nu mai o prindem. Na, uite-te și tu. Nu vine să cred. Am rămas mască. Deci am rămas tablou. Da, e imens. Mamă, cât e asta. Ia uite. Am schimbat cârligul. Am pus în QM1 de la Guru, fără barbetă. Așa, cu o momeală de 4 mm. Ia uite cap. Mamă, cât e asta, asta are kilo, frate. E mai mare oricum decât vestul, ia uite. Ia uite coadă și continuare de casă. Oh, revenim.
revenim cu ce se mai întâmplă în vreo 2 ore de pescuit maxim. Și când să plec acasă, iată că la ultima trăsătură, ca de obicei, deja asta devine un obicei pe bune pentru mine, a plecat bățul. Am de ce să mint, deja se vede că nu mai am cealaltă lansetă care este strânsă. Uitați-vă niște vița. Deci ultima lansare a fost și mai stăteam, să zic, maxim 5 minute și cu aceasta. Și iată că a mai intrat un peștișor care nu știu ce este. Incredibil. Cred că e un caras oricum sau nu știu, sigur. Să vedem. Da, un caras frumos. 6 caras cu acesta. Trebuie să eliberez minciogul, numai caras frumoși pot spune. Deci ați văzut că avea unul aproape 800 de grame și oricum am luat unul și mai mare decât acela. Ah, ce rău că am eu minciogul ăsta care e destul de mare. Fiind și pești mare aici, administrația pune la dispoziție, bineînțeles, saltear, mincioc și așa mai departe și e normal să fie un astfel de mincioc. Opa! Frumoase trăsături, carașii chiar au tras frumos. Ați văzut cam toți peștii pe care... Hai mă, cât a carasul! Hai de bine, cât a carasul! Nu vine să cred. Cred că asta e cel mai mare pe ziua de azi. O să-l cântăresc și pe acesta. Că pare puțin mai mare. Și chiar sunt curios. Cât a carasul! Da, asta e mai mare. O să de jos la jumate. Așa. Ia, uite. Știu că nu se vede pe filmare. Dumneavoastră nu vă dați seama. Dar este imens. Ok. Luăm cântarul și îi facem și la asta o cântărire. Ia uitați, e prea mare ca să nu-l cântărim. Deci chiar mi se pare mai mare ca celălalt. Trebuie să scrie kilograme. Și bineînțeles că scrie. O pungă care nu are nici 10 grame. Punga e pungă. Hai să vedem. Chiar sunt curios cât are. Hai să vedeți. 900. Un kilogram fix. Incredibil. Na, uitați, caras la un kilogram fix, s-a oprit fix pe 1000, nu e vrăjală, nu e nimic, nu-mi vine să cred, caras la un kilogram, nu știu, v-am zis, poate pare mic, dar ăsta e caras la un kilogram. Final de partidă, nu mai lansez, like și subscribe că merită. Doamne ajută, fire întinse la toată lumea. Carașii. 3500 și un kilogram, uite, kil. Așa.